la slujba de dimineață am avut un cuvânt care era o prelungire după momentul Ghetsimani. Momentul acela unic pentru ucenici și pentru Domnul. Grădina Ghetsimani putea fi loc de pelerinaj, de vizită, de odihnă, de bună dispoziție pentru unii, pentru Domnul devine loc de rugăciune, locul marilor frământări, după care Domnul își ține una din predicile de final. Timp în care lumea parcă se întoarce cu susul în jos, o gloată intervine acolo, are un comportament pe care l-am numit nepotrivit față de cuvântul Domnului, unul din ucenici are un comportament nepotrivit, uzează de gestul iubirii ascuns peste trădare, un alt ucenic vine la adunare cu arma, cu pușca, cu bunalul, cu invective, cu injurii și caută să-l apere pe Domnul așa, cu sabia, și este o mare nepotrivire. Apoi, crema, elita, mari preoți, bătrânii, intelectualii, vin la el și în loc să se pocăiască, în loc să se confeseze, să se mărturisească, vin să stea în opoziție cu Domnul și toate acestea le-am numit nepotriviri în întuneric. După momentul acesta, într-adevăr, cel urmărit, cel vânat de ei, este prins. Să urmărim momentul acesta de la pagina 1220, de unde și dimineața am citit, și acum vom avea în continuare lecțiunea care se leagă cu ceea ce a fost. Și cu respectul pe care de-l pot, vă invit să stăm ridicați. Luca 22 cu 39. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el, de departe. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat țintă la el și a zis: și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis: femeie, nu-l cunosc. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis: și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru a zis: omule, nu sunt dintre ei. Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea: nu mai încă pe îndoială, că și omul acesta este cu el, căci este galilean. Petru a răspuns: omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșe. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba
pe care i-o spusese Domnul. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară. Și a plâns cu amă. Tată, Doamne, stăm în fața Ta și îți mulțumim că după acest lanț de rugăciune în biserica Ta de aici s-a pus la dispoziția Ta pentru un timp special de umblare cu Tine, ne aflăm la acest ultim moment când să stăm în fața Evangheliei Tale și să te uiți încă o dată în ochii noștri, sau poate pentru unii să fie ultima dată. Dorim ca seara aceasta privirea Ta să condamne păcatul din viața noastră. De asemenea, privirea Ta să ne spună că Tu ești drept, dar ești și bun și pentru cei care vor să scape de păcat și să stea cu Tine, Tu poți și vrei să-i ierți. Te rog, Tată, în numele Domnului, dă iertare seara aceasta. Amen. De fiecare din noi, te rog, ocupă-te, Doamne, mari și mici, cei de aproape și cei de departe, pretinși din sau din calea afară de răi, sângele Tău ne curățește de orice păcat. Te rog prin cuvântul Tău și prin Duhul Sfânt, cercetează. Mulțumim că o vei face. Te binecuvântăm. Te onorăm. Credem în Tine, Doamne. Binecuvântăm numele Tău. Amin. Veniți să reocupați locul. Când ne referim la predici ocazionale, adică care dezvoltă subiectul în jurul unei sărbători, ele au o anumită temă. Când folosim mesaje din Biblie pentru creșterea și maturitatea bisericii, acestea sunt multiple, fiindcă ele comportă informare și etape de dezvoltare, de creștere. Când vorbim de evangelizare, trebuie să ne oprim acolo și mesajele pe care le prezentăm trebuie să fie direcționate în zona aceasta. Și anume, predica de evangelizare cu precădere trebuie să condamne păcatul. Predica de evangelizare cu precădere trebuie să-L înalțe pe Domnul Iisus. Și predica de evangelizare cu precădere trebuie să ofere perspectivă omului care simte că Duhul Sfânt l-a cercetat și care vrea să se întoarcă și să nu plece acasă cum a venit. De asemenea, unii cercetători meticuloși spun că un text bogat din Biblie oferă posibilitatea celor abini să scoată 80 de predici din el. Așadar, cei care ați auzit un text ca acesta citindu-se și care aveți impresia că știți predicile pe din afară, vă înșelați amar. Seara aceasta aveți de învățat și eu am de învățat. Și dacă ați auzit din textul acesta 79 de predici, seara aceasta trebuie să auziți pe 80. Și de data viitoare o luați pe prima, aceea la altă, și niciodată nu putem emite pretenții că știm totul.
Vorbeam zilele trecute cu nepoții, cu fratele și spuneau, mă, cum mă, citești o carte? Mă, și ții minte să o povestești. Și citești din Biblie și nu ții minte. Cum de? Păi știi cum de? Că această carte nu a scris-o Ion Crean Gă. Aceasta nu a scris-o Caragiale, nici Iorga, nimeni. Aceasta este scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu trimisă nouă. Și cu aceasta nu ne jucăm așa. Să pretindem că dacă o avem în bibliotecă și dacă am finuit-o puțin și dacă în uban sau în parcare sau la servici ne-am certat pe un text despre care habar nu aveam, dar am auzit că așa este și avem impresie pe tine, nici nu o mai avem în mână. Mă aflam zilele trecute la o nuntă în Bruxelles. Și la un moment dat a trebuit să le citesc ceva fraților și să le spun că un cuvânt pe care ei l-au auzit de sute și mii de ori, l-au auzit fals. Și anume, doar ca să vă provoc să mă ascultați. Acela că în gândirea noastră românească, dacă se căsătoresc doi, în gândirea noastră este că fata trebuie să-și ia sestrea, căruța, platumele și pernele și ce mai are ea și să se ducă la băiat. Că a se mărita înseamnă să pleci. Și dacă el pleacă în satul, în orașul fetei, vecinii râd și spun, ho, te-ai mărita, bă. Și a trebuit să le citesc din Biblie și să le spun, ați citit până acum din Biblia hazlie. În Biblia mea spune așa, dar la unul o să vă spun asta. În Biblia mea spune așa, de aceea va lăsa pe maică sa și pe taică-su, dar nu omul așa ca viețuitoare, bărbatul. Deci va lăsa pe mamă și pe tată și se va lipi de... Înseamnă că el părăsește strada și cartierul. Și eu zic, cum așa, frate, noi până acum știam altfel, ți-a citit fratele Ion. Și tu mergeai din auzite că așa e la voi. Așadar, nu trebuie să vorbim despre Biblie cu Ian diplomat. Nu trebuie să vorbim despre Biblie cu ea în bibliotecă. Nu trebuie să vorbim despre Biblie cu ea închisă. Să o deschidem și să vedem ce spune ea. Doamne, ajută-ne la asta. Iată dar momentul acesta. Biblia spune așa că a fost momentul despre care, din care, pe care l-am dezvoltat dimineață, la momentul de împărtășire, unde am găsit atâtea nepotriviri ale oamenilor în relație cu Domnul. După cascada aceea de nepotriviri, te-ai fi aștepta ca totul să fie corectat și comportamentul să fie unul ilustru, model, dar de unde? Persoana considerată pericol mondial, planetar, era Domnul Iisus Hristos. Și dacă îi întrebai care sunt capetele de acuzare pentru care îl urmăriți, care sunt capetele de acuzare pentru care gândiți să-l condamnați la pedeapsa capitală, ceva concret nu aveau. Dar când cineva... Există o vorbă, spune când un nebun aruncă o piatră într-o apă, trebuie să vină 10 înțelepți să o caute. Când cineva produce o oarecare tulburare, îi lați, mușcă momeala și fără să cerceteze, se înghesuie în spirit de haită și mergem după. Și mergem după el și îl prindem și îl omorâm și îl răstignim. Dar de ce? Că așa trebuie. Dar ce rău a făcut? A făcut nici vreun rău? Nu ne întreba dacă a făcut rău. Pe el omoară. Dar dacă trebuie să las un cetățean model pentru băieți și fete, aveți pe unul, lasă-ne să fie cu noi teroriștii și tâlhari. Ăștia să fie liberi, dar ăsta care face bine să nu fie printre noi. Și au pornit cursa de urmărire. Și n-a fost greu să-l prindă pe Domnul. Fiindcă el nu s-a greșit niciun rău.
Săptămâna trecută discutam cu cineva și a spus: frate, m-a prins radarul cu 200 la oră. Și încă mai vorbești? I-am zis: și cum te va reuși să... Păi nu, că am trecut de unul și el avea o mașină S, scria pe-a lui. Și ăla care îl urmărea scria Logan. E diferență între una și alta. Și ăla cu Loganul gâf cu el câțiva kilometri în urmă, faceți-i din mână. Neva. Și îl oprește ăștia și spune: știi câte, câți kilometri ai? 100 și cât? 100 și 200. 100 și 100. Dar de ce fugi așa tare? Că mă prind ăla. Ai o problemă dacă te ascunzi. Ai o problemă. Se spune că așa, pe timpuri, când nu era detectorul de minciuni, învățătorul din clasă era dascăl, era preot. Și cineva furase de la cineva. Și care a luat, mă? Nimeni nu știe. Toți sunt curați lacrimă. Cum, mă? Nimeni nu știe. Și zice: uite, eu o să iau căciula. Și când o fac așa, zvrrr, căciula mea pe ăla pică. Și ia căciula și fac: unu, doi, țineți-vă bine. Și ăla, hai, bine face. Da. Să las căciula aici, ține în pace. Nu trebuie să stăm de boară. Nu ai ceva de ascuns. În Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus spune: el, vrăjmașul, nu are nimic în noi. Și când ăștia pornesc în cursa de urmărire, Domnul spune: Iuda, ce ai de făcut fără? Lor le-a zis, după cum citeam dimineață, au venit împotriva lui și el a zis: ați ieșit după mine ca după un tâlhar, dar aveți măcar un motiv să mă arătați cu deget. Credeți că eu mă ascund? Păi pentru asta am venit. Pe mine nu mă surprinde niciun gest de-al vostru. Nici o luare de poziție, niciun comportament de-al vostru pe mine nu mă surprinde. Eu cunoșteam secundele, cunoșteam clipele, moment cu moment ce urma să se întâmple. Așteptam să veniți. Dar de ce ați venit așa după mine cu săbii, cu ciomege, cu armament să mă prindeți? Credeți că Dumnezeu așa trebuie prins? Fiul lui Dumnezeu așa trebuie prins? Și au pus mâna pe el. Au pus mâna pe el și l-au băgat în casa predicatorului nepereche din vremea aceea, bine cunoscut, zice, preotul mare, cel mai mare preot, care dacă alții nu pun odaia lui la dispoziție pentru a o transforma în tribunal, marele preot, după slujbă, la cafea, la ceai, își va face timp să-l judece pe Hristos. Marele preot își face timp de așa ceva. Își face timp din dormitorul lui, din livingul lui, din sufrageria lui, după ce pleacă de la slujbă să-l judece pe Domnul Hristos. Marele preot pune la dispoziție casa lui să fie judecat Mântuitorul lumii. L-au prins și l-au băgat în casă. Pentru cei care au umblat să-l prindă, era o captură. L-am prins. Dar dacă trebuia să fie prins răul din lume, altul era răul, nu Domnul. Numai că ei au procedat așa ca justiția din România. Când nu găsesc pe cineva, prinde-i pe unul și bag în pușcărie. L-au prins pe unul și l-au ținut 12 ani. Pe pușcărie. Și după ce i-au dat drumul, zis, ne pare rău că te-am ținut. Nu, doar atât. În Vascui, unul a făcut o prostie și l-a băgat pe frate sub geamă. A zis, bă, ceva trebuie să fie aici, ceva, cineva să ține umbra. Au prins că merge așa. L-au băgat în casa marelui preot și au zis, acum s-a rezolvat problema. O să fie oameni care acolo, după zi, se vor ocupa de el în detaliu
Și am stârpit răul din lume, că a venit în lumea noastră cineva și de când a venit nu ne mai tihnește în crâșmă. Nu ne mai tihnește. Ăsta când trece pe lângă noi și bar se uită, îți pică țigara din mână. Ăsta numai când se uită la tine, te iau fiori. Îți pare rău de orice pahar, de orice înjurătură, de orice minciună, de orice destrăbălare. Numai când se uită la tine, ăsta ne aduce disconfort. Dar acum dacă l-au prins și l-au legat și o să-l omoare, scăpăm de el și atunci noi ne petrecem viața în libertate, cum vrem noi. Și au și dat statul. L-au băgat în casă marele preot și dintre cei care trebuia să fie în preajma lui, unul se numea ucenicul Domnului. Mergea și el după Domnul, dar spune Biblia, mergea după Domnul de departe. Pentru el, a fi la cina Domnului era o chestiune de postumare. Dacă ești odată la 3 luni, odată la jumătate de an, e suficient inima să fie pregătită. Nu trebuie să fii toată ziua bună ziua cu Domnul. Pentru el, ca să mergi la rugăciune, la post, la studiu, la evanghelizare, la părtășie, era o chestiune a lor, ăstora. Dar noi venim așa când chiar nu mai avem ce să facem, o să venim și noi. Îl urmăm și noi. Și urmărim așa, după tot, când și când. Să nu pierdem urma. Să avem și noi timp. Îl urma pe Domnul de departe. Asta presupune o abordare, o înțelegere greșită a ceea ce înseamnă relația cu Domnul. Relația cu Domnul nu este o chestiune de slujbă, de sărbătoare, de paradă. Relația, umblare cu Domnul nu este o chestiune de afirmare. Relația cu Domnul nu este o chestiune de a deveni cineva. Relația cu Domnul este un mod de viață. Să mă întâlnesc cu El în fiecare dimineață, să mă întâlnesc cu El în fiecare seară, să călătoresc cu El, să vorbesc cu El, să mă rog Lui și să-i cânt Lui neîncetat. Doamne, ajută-ne la aceasta. Rick Warren, cel care, spuneam, s-a rugat pentru președintele Americii actual, în cartea lui spune că închinarea nu este o chestiune așa bornă, kilometrică. Acum ne rugăm și postim. Și de acum uităm jumătate de an. Acum facem stăruință. Și în jumătate de an uităm. El spune, umblarea cu Domnul este mereu și mereu o stare de vorbă cu El. Omul acesta și-a permis să-L urmeze pe Domnul de departe. Și urmându-L de departe, începi să te obișnuiești așa, începe să-ți placă așa, începe să-ți convină așa, încep, nu mai simți nevoia de a fi în prezența Lui și încep să constați că nu-i ceva cumplit. Merge. Vreau să vă spun ceva. Cei care nu v-ați vizitat mama de o lună, de două, de trei, de jumătate de an, de un an de zile, nu e așa că în primele zile, primele săptămâni, ardeați de dor după tata și după mama. Dar a trecut o săptămână, două, trei, o lună, un an, ai mai vorbit la telefon, după aceea ți-ai dat seama că ea nu se pricepe prea bine să răspundă, nu aude, nu ai semnal. Acum mai este și criză, și scump de vorbit la telefon, mai ales cu părinții, nu merită să dai bani, vorbești cu ei, mai bine vorbești despre scoruri și inflație. Și ai început să te obișnuiești așa, deci de acum când o să moară, o să mă duc la ea. Te-ai obișnuit prost. Dacă tot așa te-ai obișnuit cu Domnul, când și când, din când în când, uneori, pasager, tranzit, te-ai obișnuit greșit. Umblarea cu Domnul trebuie să fie mod de viață. Doamne, ajută-ne la aceasta. Cineva și-a permis să-L urmeze pe Domnul de departe. Urmându-L pe Domnul de departe, a început să aibă
chiduri, că Domnul nu mai crede după munți, că Domnul nu mai crede că lumina este stinsă, că Domnul nu mă vede când sunt singur, că Domnul nu mă vede în aeroport, nu mă vede la distanță, nu mă vede în avion și îmi pot permite orice. De fapt, înțelegerea Lui este una greșită. Fiindcă Domnul nostru nu poate fi limitat într-o zonă, într-o arie anume, într-un teritoriu anume, pe un continent anume, pe un meridian anume. Dumnezeul nostru este atotprezent. Și seara aceasta este cu noi în adunare. Lăudați să fie numele Lui. Erau doi tineri în vechime care s-au întâlnit la fântâna numită la Hairoi. Fântâna celui care mă vede. Îi întreb uneori pe oameni, mă, dar credeți că Domnul e prezent în adunare? Și îi spun, da, prezent în adunare. Și tinerii, eu predic și îi butonează, trimit salutări lui la alții, par și pace Domnului. Nu, la mesaj. Că la noi, că la voi nu, la voi spun, băiți. Am auzit că cineva în Chicago, băiatul unui prieten de-al meu, să nu mă întrebați cine, pe care cunoscut, a trimis într-o lună, câte mesaje credeți voi telefonice? Cât? Bă, frate, de te înveți. 25.000. 25.000! Mă întreb când s-a mai spălat pe dinți, când și-a mai lustruit pantofii, când a spus Tatăl nostru, când și-a făcut patru, când și-a desfăcut și returile la pantofi. Nu mai este timp, Domnul. Nu mai este timp, că el este angajat să depună bani în contul ăla, Domnule. Conduce mașina și ieșeam de la biserică. Era într-o mașină așa ca un ineset de la vechi, fără portiere. Și zice, uite, îl vezi, conducea și butona, nu știu, simte pe dege, Domnule. Da. Da, ca cu fratele Simeonuc știa Biblia pe de rost. Așa asta știe telefonul, Domnule. Fratele Simeonuc a venit odată la biserică și spune, citește de acolo. Și ăsta citește. Și citește greșit. Spune, mai citește odată. Ăsta iar citește. Păi ai citit greșit, dar nu văd. Zice, dar cum ne-ai văzut să citești greșit? Nu ai văzut să citești bine. Da. Moșul știa pe din ăsta. Fiindcă el era Biblia în el și el în Biblie. L-am întrebat pe fratele Nichiteanu, frate din Bucovina, care recita poezia, este în America. L-am întrebat, frate Nichiteanu, cum te reciți poezii și niciodată nu te încurci, domnule, la recitare poeziilor? Și el îmi zice mie, mă, frate Petrică, eu când încep să învăț o poezie, o repet de 300-350 de ori, de 400 de ori. Domnule, el devine poezie și poezia devine el și ăla nu se mai încurcă. Fiindcă el spune, eu când mă ridic în fața adunării, eu reprezint pe Dumnezeu și Dumnezeu nu se vâlbâie. Fabulos ce oameni are Dumnezeu. Nu au timp, domne. Păi dacă pentru poezie o repeți de 400 de ori, mai să-și înveți versete, să te mai și rogi, ăștia sunt oameni dedicați, domne. Ăștia nu urmează pe Domnul așa când și că lasă, domnule, când o să fie un concediu, un vacanț pentru Domnul. Nu. Ei, cineva și-a permis să-L urmeze pe Domnul de departe. Urmându-L pe Domnul de departe, începe să se obișnuiască. Începe să se obișnuiască, ba cu una, ba cu alta, ba cu cealaltă. Încet, încet, își adoarme cugetul. Și vorbe care în urmă cu 25 de ani, dacă le spuneai, era exclus din adunare, astăzi le spun toți, le de treabă și pe fratele l-am auzit zicând așa. E, frate, dar pentru o minciună să mă exclus, dar minciuna e o dracu. Și dacă tu o feriești cu ea, tu nu ești a Domnului. Frate, dar pentru atâta, frate, trebuie să fie un păcător mare, frate. Și încep oamenii să și le aducă și le dau cetățenie. Și le dau viză de flotant. Și minciuna e de-a noastră, și pârfa e de-a noastră, și clevetirea e de-a noastră, și exagerarea e de-a noastră, și lăcomia e de-a noastră, și ochiul rău e de-a nostru, și ambiția e de-a noastră, și lăcomia și toate astea sunt de-ale noastre, numai dacă-s grele, dar în rest merge. Știi de ce merge? Fiindcă Domnul este în fruntea oastei și noi, sau unii din noi,
îl urmăm de departe. Urmându-l de departe, există riscul și tentația de a te duce la focul străinului. Iată, da. L-au băgat în casa marelui preot, unul din apropiații Domnului îl urmează pe Domnul de departe. În curte, în o gradă, s-a aprins un foc și îngrijitorii, cei care erau acolo, care populau curtea aceea, s-au așezat jos. Cel care îl urma pe Domnul de departe a început să-și permită și să zică, acum, dacă tot Domnul s-a dus la distanță și dacă tot nu mai mă vede și dacă tot nu mai are grijă mea și dacă tot nu mai este preocupat de mine, acum înseamnă că este timpul să mai permit doar puțin o încercare, toate curiozitate. Discutam cu unul dintre studenți și a spus, frate, vreau să vă spun ceva. Ce vrei să-mi spui? Zice, știi cum e cu viața aceasta? Zice, este suficient să-ți permiți odată. Orice! Dar orice! Dacă ți-ai permis odată, atunci este lupta cumplită. A doua oară e cu semnul întrebării. A treia și a noua și a zecea și a... După aia merge și nici când se vorbește de păcat, te uiți în stânga și în dreapta și o, dar poate alții, că eu n-am făcut. Clara nici nu mai este păcat. Nici nu te mai irită. Nici nu te mai înțeapă, nu te mai deranjează, că e de-al tău și tu de-al lui. Și el la focul străinului. Vă aduc în atenție o cântare pe care am adus-o în atenție și altă dată. Și fratele Niculiță Moldoveanu o cânta, dar o cânta frumos. Niculiță Moldoveanu, un om care a compus cântări, am DVD-ul cu ceva din istoria lui. Omul acesta a compus 8.000 de cântări celebre, se cântă în toată lumea, dintre care peste 300 în închisoare, fără lumină electrică, fără pat, fără creion, fără hârtie, fără scaun, 300 de cântări compuse. Cu tremurător. Și în cântarea lui, când este hărțuit, când este atras, spune, să mor de sete tot nașpea, din apele stricate, ce le întâlnesc în calea mea, prin lumea de păcate. Să mor de foame tot natin în cărul prăvite, spre care neîncetat mă împing păcate și ispite. Să mor de frig, nu mă încălzesc la focuri vinovate. Așa, suntem tentați la focul străinului. În una din zile a venit la mine un băiat care se pricepe tare bine să merge ca pe apă cu degetele pe clape, pe pian. Și m-a întrebat pe mine, mă frate, cum tu de știi așa cântări? Și deodată începe o cântare la predică și o cânt. Cum să nu le știe? Cânt și le știu. Și băi, eu nu știu de asta, dar de care știi? Dar eu n-ascult de asta. Păi dacă toată ziua te intoxici cu manele, de unde să știi cântări laudă Domnului? Că pe toate catastrofele umblătoare le știi istoria lor. Cum se îmbracă, cum se dezbracă, ce mănâncă, ce nu mănâncă, ce fac, pe toate le știi. Și istoria sfinților. Nu. Și atunci ești tentat să fii mereu, să te adapți din ape stricate. Ești tentat să mergi la focul străinului și să nu-ți roșească obrazul, că le-am adus pe toate în folclor. Într-o altă împrejurare, într-un alt mesaj, spun eu că ne obișnuim așa. Ne obișnuim așa și zicem, las că se poate. Las că merge. Spuneam dimineața și o spun și acum. M-a durut și mă doare să aflu că în Londra și în Madrid și în cer și în alte metropole să fie puse pe mijloacele de transport în comun benere, pancarde pe care să scrie... Nu vă speriați, că se pare că Dumnezeu nu există. Dacă noi am fi scris Maranata, vine Domnul, ar fi mers a doua zi unii cu grafiti și mâscăleau. Când ăștia au pus, noi zicem, las că merge.
Și copiii se uită și zic, dacă tata nu se deranjează, mama nu se deranjează, înseamnă că chiar nu este Dumnezeu. Ori Dumnezeu este același ieri, azi și în veci de veci. Slăviți să fie numele Lui. Și dacă le îngăduie oameni să scrie codul lui Da Vinci și le îngăduie să toarne filme și să profereze înjurii și blame și invective înjositoare la adresa lui, într-o zi, și cred că e foarte aproape ziua aceea, cred aceasta, dar subiectul nu-mi permite, cred că am intrat în linie dreaptă când să se facă ultimile pregătiri și Domnul să vină să sune cu trâmbița adunarea. Slăviți să fie Domnul Iisus! Urmăriți-mă atent despre președintele Americii, un congresman de Illinois. Spunea că venirea acestui om este un fenomen mistic. Oprah, o prezentatoare TV, spune că omul acesta este un semn divin. Un politician african a spus, ar trebui scris un capitol în Biblie. Vă dați seama unde suntem. Și vorbeam cu unul dintre frații Adam și spunea, și pe mine mă deranjează mereu și mereu criză, și pe mine. Numai criza aceasta cred că e provocată de niște oameni ca să ne manipuleze pe toți, să începem a gândi la fel, să ne temem, să ne temem, să ne temem de criză și într-o zi să vină cineva și să spună, am găsit Salvatorul și în condiții de criză oamenii sunt dispuși la compromisuri. Pentru că în ziua aceea să rămâi și să rămânem în picioare, îndemnul pe care l-am în seara aceasta este să stăm aproape de Domnul. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Și dacă ești cu mama sau departe de mama, să stai aproape de Domnul. Și atunci când Domnul va veni și va suna deșteptarea și sfinții vor pleca precum columbei spre columbarul lor, nici tu, nici eu și nici ai noștri să nu rămână. Să mergem toți acasă. Amin. Îl urmează pe Domnul de departe, își permite ceea ce este nepermis la focul străinului, iar atunci când cei care, într-adevăr, nu făceau parte din anturajul Domnului, îl arată cu degetul și spun că tu ești din ai lui, el, de fapt, neagă relația lui cu Domnul Iisus. Am vizitat-o la plecare pe mama și spuneam la fratele Ștefan, am spus la noi, că dacă Botoșanii sat, satul meu e Cătun. Așa. Eu sunt țăran și încă nu mi-am revenit din asta. Nu mă vinde ușor din a fi țăran. Am vizitat-o pe mama și de bătrână, 84 de ani și bolnav, a născut 17 copii, da. M-am dus la ea și am sărutat mâna și am sărutat fruntea și ea a plecat capul, a zis, nu mă pupa, că eu sunt urâtă. Și am pupat-o și am zis, ești cea mai frumoasă. Ce-a fi însemnat să merg în sat, acolo, să afle că am venit? Și să-i spună, a venit băiatul dumneitale pe la noi, pe la magazin. Da, a venit, da. Și cum era? Păi să zică despre. Și la mine, oare de ce nu a venit? Și să-i spună directorul de școală, la dumneata nu a venit, că e rușine cu dumneata. Că ea m-a crescut, că ea m-a hrănit, că ea... Îți dai seama, mergea la școală și de un leu ne dădea 8 biscuiți. Vă duceți în micro, biscuiți sau un pachet. Dar nu aveam eu o fiecare zi că un leu de un pachet de biscuiți. Cum necum, nu știu de unde făcea rost. Și din când în când îmi vedea. Și eu să spun că nu îi aparțin? Că nu sunt al ei? Că dacă ea nu știe să umble cu telefonul și cu computerul? Și că dacă ea nu știe să se salute în engleză, în franceză, să spun că nu e așa? Omul acesta mergea și spunea, nu, nu-l cunosc, nu l-am văzut, nu l-am auzit, nu știu cine este el. Nu-l cunosc cine. Neagă relația cu Domnul. După momentul acesta lui de negare, în cascadă,
mintea lui. Nu-l cunosc. Întâi vine o slujbă. Apoi un altul vine după un ceas. Apoi un altul vine și întărește și spune, e de-a lui? Petru a răspuns, omule, nu știu ce zici. Și când el nega relația și umblarea cu Domnul, Domnul este cel din tâi care face gestul de apropiere. Așa a făcut Domnul dintotdeauna. A venit în lumea noastră și noi n-am fost în stare să îi dăm un han, n-am fost în stare să îi dăm un pat, n-am fost în stare să îi spunem ceva bun. I-am dat un grajd, i-am dat o iesle și apoi prigoană și emigrare și în final o cruce. El, Domnul Iisus Hristos, rămâne modelul și Biblia spune că Domnul este cel care, după ce ucenicul, cel care îl cunoaște pe Domnul, se întoarce și neagă, Domnul s-a întors și s-a uitat la el. Este extraordinar. După ce tu ai greșit cuiva, după ce eu i-am greșit cuiva, cel căruia i-am greșit, să vină el la mine, să mă mângâie și să spună, uite, vreau să te primesc în casă la mine. Vreau să-ți fac un bine. Vreau să te ajut. După ce eu i-am greșit, el să se întoarcă. Ucenicul acesta greșise în mod repetat, odată și încă o dată și încă o dată. Și ajunsese atât de jos, de nerecunoscut. În condițiile acestea, ce să-i mai faci? Primul care face gestul de religare este Domnul. Și Biblia spune că Domnul s-a întors. Domnul nu s-a întors cu spatele către el. Domnul s-a întors către el. Și nimeni nu l-a surprins vreodată pe Domnul să se întoarcă urând, grimase, nervos, mânios. O cântare pe care noi o cântăm spune, când te uiți în fața lui și îl vezi lăcrimând, chiar că ai fi dușman al lui, te trezești în gând. În cartea raportului Pilat către Cezar, este o carte, nu în Biblie, o carte, se spune că mergea Cezarul. Și Pilat vine și spune Cezarului, spune, am văzut acolo un bărbat resemat de un copac, vorbea mulțimilor și spune, un om cu un chip îngeresc, în fața căruia mi s-au cutremurat oasele, limba mea gângăvit, sunt spaniol amestecat cu sânge de roman, dar omul acela pare a fi venit din cer. Și așa era. El era și este Fiul lui Dumnezeu. Amin. Slăvit să fie Domnul Iisus. Când se uită Domnul în ochii greșitului, când se uită Domnul în ochii vinovatului, a păcătosului, privirea lui, altă cântare spune, mi-i drag privirea lui cea blândă, mai drag ca el pe nimeni n-am, de el ascultă și furtuna, pe acest Iisus aș vrea să-l am, Iisus aș vrea să-l am. Se uită unii la tine așa și te resping. Orice era la de se uita așa la mine. Or, de ce era așa? Domnul s-a întors, pe omul acela, Domnul l-a văzut pe omul acela
Și Domnul s-a uitat simplu la el. Trebuia să plec o dată de acasă și i-am spus unuia din copii să îmi rezolve ceva, o problemă. Mi-a promis că mi-o rezolvă și nu a rezolvat. Și acum era momentul plecării și am zis, n-ai rezolvat-o, nu. Și am încercat în gară și am făcut-o noi. M-am despărțit, am îmbrățișat soția, fetițele, băiatul și am plecat. Dar, înainte de a pleca și înainte de a îl îmbrățișa pe băiat, m-am uitat la el, dar nu m-am uitat cu ură, nu. Și l-am sărutat și am plecat. După ce am plecat, soția m-a telefonat și zic, ce ai zis, mă? Ce ai făcut? N-ai făcut nimic. Deci uite, și-a spus starea lui de după. Și-a zis, nu, dar m-am uitat puțin la el. Sunt momente așa, când o privire ne face să ne uităm în urmă și să ne aducem aminte și să zicem, mă, dar era prea mult. Mă, dar era prea greu. Mă, mi-am adus aminte de toate. Doresc din inimă ca Domnul Iisus prin Duhul Sfânt să se uite atent în inima fiecare dintre noi. Și pe fiecare dintre noi Domnul să ne cerceteze. Să ne apropie de El, să ne ridice și să ne vindece. Amin. Și să ne recupereze și să ne facă ucenicii Lui. Amin. Aleluia Domnului Iisus. Amin. Domnul s-a întors, l-a văzut, s-a uitat simtă la el și atunci el, ucenicul acesta, și-a adus aminte de următorul aspect. Că în urmă cu ceva timp el, Domnul, le vorbise și chiar lui personal îi spunea așa, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă ceară ca greul. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Doamne, a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis, Domnul știa. Nu facem un pronostic, nu probabil, nu o previziune. Domnul îi zice, îți spun că nu va cânta cocoșul și tu deja te vezi lepădat de mine de trei ori. I-a zis Domnul și el a plecat, a uitat. Când acum Domnul îi vorbește în felul acesta și când Domnul îl privește, el ascultă și pleacă. Trece timpul, are loc perioada aceea de cădere în treaptă și acum, după ce Domnul este liber din casa marelui preot, ucenicul Domnului se trezește față în față cu Domnul. Și Biblia spune așa. Domnul s-a întors, s-a uitat țintă. Și atunci Petru și-a adus aminte de cele spuse de Domnul. Sunt momente în viață cu care ne obișnuim și peste care trecem cu foarte mare ușurință. De foarte multe ori auzim un mesaj profetic. Am avut un vis, am avut o vedenie, am auzit o predică, am uitat-o și trec ani de zile. Și la un moment dat îți apare atât de prezent ca și când ar fi avut loc în urmă cu un minut. Vai! Îți aduce aminte de tot. Domnul Iisus Hristos, înainte de a se înălța la ceruri, a spus ucenicilor lui, eu mă duc la Tatăl. Dar nu vă voi lăsa orfan. O să trimit un alt mântuitor de aceeași valoare, de aceeași strălucire, de aceeași faimă, de aceeași autoritate. Duhul Sfânt, Mângâietorul, Duhul Adevărului care va fi cu voi
și care va fi în voi, El vă va călăuzi în tot adevărul. El va dovedi lumea vinovată. El va convinge lumea în ce privește neprihănirea și judecata, dar în ce privește păcatul, tot El. Duhul Sfânt nu fusese revărsat, dar Domnul Iisus Hristos nu umpla în absența Duhului Sfânt. Unde este Domnul, este Dumnezeu, este Duhul Sfânt. Și când Domnul Iisus Hristos se uită la Petru, omul acesta își aduce aminte de toate greșelile lui. De cele mai multe ori, frații mei și surori, noi ne aducem aminte, ținem minte greșelile altora. Ce ne-a zis? Cum ne-a zis? Când ne-a zis? Locul, anturajul, condițiile în care ne aflam, le ținem minte pe toate. Avem însă o problemă. Suntem extrem de îngăduitori cu noi. Foarte îngăduitori cu noi. Astăzi stăteam de vorbă cu cineva și spunea că în Italia, concetățeni de-ai noștri, au lucrat la un patron, la un om de afaceri. Și italianul a riscat. A riscat și a lăsat pe ai noștri să se ponteze. Din cât erau acolo, erau unii pe care îi cunoaștem bine. Însă, din cât erau acolo, toți lucrau câte 12-14 ore pe zi. Erau unul care lucra numai 8 ore. Da, atâta punea pe hârtie, el alți tot 8 ore lucrau, da. Pe hârtie puneau altceva. A venit patronul și se uite și o, pocăiți! Aha! Și îl vede pe ăsta care s-a trecut zilnic 8 ore și spune singurul pocăit tu ești. Pe alți care au trecut, că au lucrat 12 ore, 13 ore, 14 ore, 15 ore, au mințit în mod grosolan. Când este vorba de noi, suntem toleranți. Când este vorba de noi, suntem îngăduitori. Când este de vorba de noi, ne uităm greșelile, ne uităm păcatele, uităm vorbele, uităm minusurile, uităm slăbiciunile. Când este vorba de alții, le ținem minte în detaliu. În lumea aceasta așa ne comportăm. Când vine Domnul Iisus Hristos și când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne cercetează, ne aducem aminte de trecutul nostru. Și mă rog din toată inima ca în această seară Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să cerceteze întreaga adunare. Amin. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne cerceteze pe toți. Și fiecare din noi să ne aducem aminte de noi, de ale noastre, de trecutul nostru, de al meu, de al tău. Problema este să accepți să fii privit în ochi de Domnul. Și a adus aminte. Ne place un Iisus care nu deranjează. Ne place un Iisus pe care unde să-L așezi, acolo să stea. Ne place un Iisus care să vorbească atunci când îi dăm noi voi. Ne place un Iisus care să vorbească doar ce îi dăm noi voi. Ne place un Iisus care să ne răspundă, să ne predice de o manieră lăudabilă. Însă, din când în când, trebuie să ne aducem aminte de momentul dragostea din tâi. Să ne aducem aminte de momentul acela. Cum era atunci? Cum simțeam atunci? Cum înțelegeam atunci? Dragostea din stat, de la început. Fiecare dintre noi, sau cei mai mulți dintre noi, sau unii dintre noi, am avut momente când am fost întrebați. Crezi în Dumnezeu Tatăl? Și noi am zis, da. Crezi în Domnul Iisus? Da. Și câtă vreme îl vei sluji? Toată viața. Și crezi în Duhul Sfânt? Da. Și spuneam, și chiar de-ar veni ispite, și chiar de-ar veni talatul, și chiar de-ar veni încercări, eu îl voi sluji, noi îl vom sluji. Și au fost momente când fără forțări, fără amenințări, fără presiuni cumplite,
ne-am trezit încet, încet, tot mai departe, și tot mai departe, și tot mai departe de Domnul. Seara aceasta ne aflăm aici, când Domnul Iisus Hristos își face timp să se uite în ochii ucenicilor Lui. Și fiecare dintre ucenicii Lui să accepte privirea blândă a Domnului, să-și aducă aminte, fiecare, să ne aducem aminte, fiecare de trecutul nostru și să spunem, da, Doamne, mie mi-ai zis. Doamne, mie îmi vorbești. Doamne, mie mi se potrivește. De cele mai multe ori mesajele din predică sunt mesajele pe care ne le asumăm, doar acele de mângâiere, doar acele de ridicare, doar acele de întărire și e bine. Însă mesajele care pun punctul pe ei, încercăm din când în când să le redirecționăm. Domnul Iisus s-a întors, s-a uitat țintă la El, L-a văzut și atunci El și-a adus aminte, aducându-și aminte de starea Lui, a părăsit anturajul acela, a ieșit afară. Dorința de a aparține Domnului, dorința de a rămâne cu Sfinții, dorința de a ajunge în eternitate, dorința de a fi cu Domnul, nu rămâne la nivel declarativ. Aceasta trebuie să se regăsească în fapte. Să-mi propun, să-mi doresc, să mă hotărăsc, să mă angajez, să decid un moment anume când evadez din zona străinării și merg pe urmele Domnului Iisus Hristos. A ieșit afară. A părăsit anturajul acela, a părăsit lumea, a părăsit domeniul acela, a părăsit atmosfera aceea și a ieșit afară. O tânără lucra într-o firmă și îi s-a propus un compromis. Tânăra aceea a rămas fără loc de muncă și am apucat să vorbesc cu ea. Și a zis, rămân fără loc de muncă, mă duc la țară. Dar pe Domnul nu-L voi trăda. Vreau să rămân cu Domnul. Vreau să-i aparțin Lui. A ieșit afară. Ceea ce influențează foarte mult viața noastră este anturajul. O cântare pe care noi o cântăm spune, tot ce îmi făgăduiești tu lume de șertăciune sunt și vis. Tot ce mi-ai dat, tot ce mi-ai spune, îmi duce sufletul în abis. O lume, toate în tine lume de șertăciune sunt și vis. Toate acestea ne trag înapoi. Și gestul primar la reîntâlnirea cu Domnul este să-mi asum trecutul, să fiu preocupat, să încep o nouă viață, să părăsesc domeniul și apoi să mă căiesc. Am stat de vorbă cu cineva nu de mult care își povestea viața lui și a preferat să știm doar noi și doar noi vom ști și Domnul. După ce am discutat în detaliu, mi-a zis, frate, dar spune-mi acum, după toate acestea, dacă mie îmi pare rău, Domnul mai mă iartă? Spuneam altă dată, m-a telefonat unul aproape de miezul nopții. Și a zis, frate, te rog să nu închizi telefonul. Vreau să vorbim și după ce vorbim, lasă-mă să mă rog și roagă-te și dumneata cu mine. Da. Lasă-mă să spun tot.
Ceea ce îți spun nu știe nici mama, nici tata, nimeni dintre pământeni. Știu eu și Dumnezeu. În mes de noapte, ce puteam să-i fac? Nici nu puteam să-i spun momentul de confesare, de spovedanie, de mărturisire presupune să stăm de vorbă față în față. Nu mai era timp. Fiindcă el se afla într-o luptă, într-un zbuciu cumplit. L-am lăsat să spună și el de acolo și eu din camera mea am început să mă rog. Și am spus acum, spune după mine. Și el a început să rostească rugăciunea după mine. Și în rugăciune spuneam așa. Spune Domnului, Doamne, mă dezic de trecutul meu. Mă leapă de trecutul meu. Mă angajez să trăiesc o nouă viață cu tine. Și de aici încolo voi trăi ca un om iertat, ca un om liber. Așa cum ne rugam, în momentele următoare, am constatat că el nu mai este în stare să repete rugăciunea aceea după mine și a izbucnit într-un plâns de care nu se putea stăpâni. Acela înseamnă momentul pocăinței. Omul acesta, ucenicul Domnului, și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul și atunci a cântat cocoșul. Și când a cântat cocoșul, a zis, vai! Câteva ore mi-au fost suficiente să dovedesc lipsa mea de maturitate, lipsa statorniciei mele și să-L trădesc pe Domnul, să vând sângele vinovat, să mă dezic de El, să mă leapă de El. Și a adus aminte, a ieșit afară și a plâns coma. Plânsul lui este plânsul pocăinței. Plânsul lui este plânsul întoarcerii lui. Plânsul lui este plânsul părerii de rău. Plânsul lui este plânsul conștientizării că ceea ce a făcut nu este bine. Se retrage și titlul mesajului meu aș vrea să fie acesta. Din ruină la slujire. După un anume moment, Domnul Iisus Hristos îi cheamă pe ucenicii lui, face un foc de jarate, ucenicii sunt acolo, flăcările se ridică și pe unul din ucenici Domnul îl întreabă, mă iubești? Și el a spus, da, Doamne, te iubesc. Mă iubești tu mai mult decât toți ceilalți? Da, Doamne, te iubesc! Mă iubești? Doamne, tu știi că te iubesc! Și apoi Domnul îi spune, paște oile, oițele și mielușenii. Asta înseamnă pentru slujirea Domnului, la baza slujirii Domnului, trebuie să fie dragostea de El. Dragostea de Domnul trebuie să fie una declarată. Da, Doamne, te iubesc! Dragoste de Domnul trebuie să fie demonstrată în slujirea seminilor. Este ușor să spunem, te iubesc și Domnul spune, da, dacă mă iubești, ocupă-te de ei. Dragoste de Domnul trebuie să fie una detașată de lume. Știi că te iubesc, Doamne. Și Domnul spune, vino după mine. Așa au cântat frații în cântările lor, coro bărbătesc. Vino. Tot întregul meu, mama, cu multele-mi suspine, cu plânsul fără de mota, Iisuse, vin la tine, primește-mă cum sunt. Cu multele greșeală
Și spală-mă, Iisuse, sunt în jertfa milei tale. În fața ta îngenunchez cu lacrime amare. Te rog, Iisuse, și acum iertare, primește-mă cum sunt, omul de reîncreștare, și spală-mă, Iisuse, sunt în jertfa milei tale. Iisuse, scump în jertfa milei tale. Aș vrea să mă rog seara aceasta. Am petrecut câteva seri la câteva întâlniri și unul din mesaje a fost acela pe care l-am intitulat într-un mod aparte, și anume viață din belșug sau supraviețuire. Și am avut textul acela, vindecarea acelei femei. Un alt mesaj, cel de seară, a fost acela, vino mai aproape. Și mesajul acela, Domnul ne spunea, dacă alții refuză să mai cânte, tu cântă-i. Dacă alții refuză să mai postească, tu postești. Dacă alții refuză să-i mai slujească, tu slujești. Dacă alții refuză să-i se dedice lui, tu dedică-te Domnului. Mesajul de dimineață a fost unul pe care l-am numit nepotrivit în întuneric. Iar seara aceasta îl numim din ruină la slujire. Știți cum suntem noi? Ne este greu să ne așezăm pe targă și să ne vadă toți trecutul, minusul, cum se ruga astăzi fratele păstor. Doamne, îi lua minusurile, falimentele, prăbușirile, rănile, ruinele noastre, le-ai luat asupra ta. Domnul a luat păcatele noastre asupra Lui. Domnul a luat vinovăția noastră asupra Lui. Domnul a luat prăbușirea noastră asupra Lui. Și Biblia spune că prin ranele Lui suntem tămăduiți. Slăvit să fie Domnul Iisus! Ne aflăm aici la sfârșitul acestui ciclu de predicare Evangheliei și ne vom despărți. S-ar putea să ne mai vedem de grab sau mai târziu, sau poate niciodată. Dar, dacă Domnul vine la noapte, pentru unii, sau dacă Domnul vine să-și ia biserica Lui, când merg să mă odihnesc în patul meu, sunt eu mântuit? Sunt eu sigur de sfârșitul vieții mele? Sunt eu sigur de viitorul meu? Tu ești aproape. Poate la noapte s-ar întâmpla să vii, haina-i pătată, nu e curată. Ce fac eu dacă vin? Te aștept și ziua? Și mi-este frică. Te aștept. Și mă gândesc și am stările mele. Că tu vei apărea. O, dă-mi putere. Când am durere ca să te pot urma. Sfântul tău sânge și acum urge. Dacă te-ai făcut vinovat față de soție, dacă te-ai făcut vinovată față de soț, te-ai făcut vinovat față de părinți, te-ai făcut vinovat față de propriul suflet și nu mai reacționezi,
te identifici cu filmele, cu pornografiile, te identifici cu limbajul vinovat, te identifici cu starea ta jalnică, trecută, vinovată și nu-ți mai roșește obrazul și nu mai ai insomnii. Mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să cerceteze orice inimă. Și la plecare de aici, să spunem, Doamne, părăsesc anturajul, părăsesc lumea și încep o nouă viață cu Tine. Amin.